Cine va regăsit? Bani, sănătate și zodii. Ultima zodie pe care o analizăm, nativii zodiei Pești. Banii nu sunt nici pe departe punctul forte al acestor nativi. Nu știe cum să-i obțină și nici nu îi pasă de ei așa de mult ca altor semne zodiacale. Firea artistică și lipsa simțului practic îl înstrăinează de acest domeniu al banilor. De multe ori este utopic și câștigă sau pierde bani pentru că urmează căi total neașteptate și total nerealiste. Este prototipul consumatorului absolut, pe care nu-l interesează niciodată ziua de mâine. Planificări, investiții, bugete, peștișorul se roagă la Dumnezeu, iar banii vin la el. Hai să vedem ce sănătate au pești. În general, peștii au o construcție delicată și un psihic vulnerabil, de la care pleacă mai toate problemele de sănătate. Este sensibil la ceea ce mănâncă sau ce bea, sau chiar și ce respiră. Adică se poate otrăvi, în ghilimele, cu mare ușurință. Punctele mai delicate ale organismului sunt picioarele, mai ales gleznele și tălpile. De asta se mai face o glumă, spune, peștii nu au nimic deficitar la cap. Ei au totul la picioare. Dar știți și voi, unde nu e cap, vai de picioare. Vă spun la revedere, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau la întâlnire la o nouă ediție Magia Zilei cu alte titluri incitante și cu lucruri bune pentru voi. Gânduri bune și tot ce vă doriți.